mult. Apa a ajuns să fie raționalizată în 10 localități din județul Iași. Se întâmplă din cauza consumului ridicat, dar și a secetei. Care este situația acolo? Aflăm de la corespondentul Antena 3 CNN, Adriana Drăghici. Adriana, bun găsit! Ascultăm! Bun găsite tuturor locuitorii mai multor comune din județul Iași primesc zilele acestea apă cu porția. Măsura a fost luată de către reprezentanții societății care furnizează apa potabilă în județ ca urmare a creșterii consumului din ultima perioadă. Măsura se va menține până pe data de 15 iunie și poate fi prelungită până pe 5 iulie și afectează 10 localități din județ. Două dintre aceste localități, vorbim despre Grobnița și Belcești, primesc apă doar 4 ore pe zi două ore dimineața și două ore după amiază. O măsură asemănătoare a fost luată și în vara anului trecut, atunci când județul a fost afectat de secetă.